Mă numesc Pola Cecaric Sandra Iasmin, am 17 ani, sunt din Târgu Jiu și sunt elevă la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu. Studiez canto clasic. Știu să cânt la două instrumente, la flaut și la pian, însă nu doresc să urmez o carieră de instrumentist. M-am îndrăgostit de muzica populară în urma unui rol, jucat într-o piesă la grădiniță, unde a trebuit să interpretez un cântec popular. Iar bunica mea m-a ajutat în pregătirea acelui cântec. Bunica mea cânta foarte frumos în muzică populară și cânta de asemenea foarte des prin casă. Și m-am molipsit. Doresc să ajung solistă, însă genul nu l-am determinat, genul muzical pe care vreau să-l urmez. Cred că timpul îmi va spune ce este mai bine pentru mine, deși cred că aș putea să le urmez pe amândouă, ambele genuri muzicale. Că tu mi-ai ars inima. Ba, eu, fată, nu te-ai lua. Dacă tu ne-ai otrăvit pe ratetul mai mic, lele mama. Că-i mai mic, dar mai voinic. Și umble, umbletul meu, iubește ce iubesc eu. Lele mama, și-mi ține calea mereu. Și eu, Ioane, și eu și iubitul meu, vinișorul când îl bea, otrăvit pe loc de la sursa s-a uitat. Da, lele mama, și plâng când mi-o blestema. V-ați vorbit și tu mă pierzi. Cu nunia să n-o vezi numai când mă-i scula, să mai joc la nunta ta. Lele mama, soră, surioara mea.
Bună seara! Bună seara! Gata emoțiile! Ești bine? Sunt bine. Ți-a fost teamă? Puțin. De ce ți-a fost cel mai teamă? Păi mi-a fost teamă să nu cânt bine. Și ai cântat bine, nu? Da. Hai să auzim. Grigore Leșe, vă rog. Stai să văd dacă îi pot pronunța numele. Iasmine Polacek. Iasmin Polacek. Iasmin Polacek. Fii atent, Iasmin. Și dacă vineai în blugi, eu tot 10 îți dădeam. Ce frumos! Și-am aflat și o notă în premieră. A fost foarte frumos. În sfârșit, iată, vine un copil de 17 ani din Gorj și mă face să simt cum trebuie să cânte oamenii de acolo. Foarte, foarte, foarte frumos. Cine te-a învățat? Cine te îndrumă pe tine? Că profesorul ăla, cine te îndrumă, este formidabil. Mă îndrumă doamna Camelia Arșint. O felicit și pe profesor. A știut să te îndrumă, să spună ce trebuie să cânți aici. A fost excepțional. Mulțumim! Elise Stan, vă rog. Fără cuvinte, pur și simplu ai reușit să captezi atenția tuturor chiar de la primul sunet pe care l-ai scos. Într-adevăr, valoarea nu așteaptă numărul anilor. Ne-ai lăsat o impresie absolut extraordinară. Bravo! Mulțumim! Mulțumim. Niculina, te rog! Vreau să-mi spui și mie de unde ai cules această doină. Da, și eu. Am cules această doină din repertoriul Mariei Cornescu și a lui Nelu Bălășoiu. Da, și Nelu Bălășoiu, vezi, mi-am amintit eu bine. O ascultam și eu pe placă de vinil. Sunt foarte curioasă ce ai ales mai departe și cum o să evoluezi. Felicitări! Doamne ajută! Mulțumesc. Vom vedea! Mircea Dinescu, vă rog! Da, e foarte interesant la tine să vede o inteligență artistică, aș zice, chiar prematură, pentru că ai cântat atât de frumos și de bine și atât de... ai ținut tot mecanismul ăsta al cântecului, l-ai ținut în frâu, așa, încât mi-e frică să nu prevaleze inteligența artistică asupra talentului tău, să nu devii o privighetoare mecanică, știi, pur și simplu. Hai să te vedem și în partea a doua. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Felicitări, Iasmin, ne vedem puțin mai târziu! Succes!